Dispoziția numărul 421 din 28.8.2019 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Ștefan cel Mare, ședință ordinară pentru data de 4.9.2019, ora 10. Pentru data de 4.9.2019, ora 10, se convoacă și în ședința ordinară Consiliul Local al Comunei Ștefan cel Mare la sediul Căminului Cultural Ștefan cel Mare, ședință Bacău. Articolul 2. Proiectul ordinii de zi cu indicarea comisiilor de specialitate cărora le-au fost trimise spre avizare proiectele de hotărâre și a compartimentelor de resort, care analizează și întocmesc rapoarte de specialitate la acestea, este cuprins în anexa la prezenta dispoziție parte integrantă a acestea. Articolul 3. Materialele înscrise în proiectul ordinii de zi sunt puse la dispoziția consilierilor locali, în original și pe consultare la sistemul comune, prin transmitere în format electronic în conturile de e-mail furnizate de aceștia. Articolul 4. Comisiile de specialitate sunt invitate să formuleze amendamente la proiectele de hotărâre și să le depună la secretarul comunei în cel mai scurt timp, de preferință până în preziua ședinței de Consiliu Local, pentru a fi transmise secretarului comunei Ștefan cel Mare de Tubacu. Articolul 5. Prezenta dispoziție este adusă la cunoștința cetățenilor prin afișarea la sediul instituției și prin publicare pe site-ul oficial al comunei Ștefan cel Mare. Articolul 6. Secretarul comunei Ștefan cel Mare de Tubacu va duce la îndeplinire prevederile prezente dispoziții. Articolul 7. Prin grijă secretarului comunei Ștefan cel Mare de Tubacău, prezenta dispoziție se comunică la instituția prefectului de Tubacău pentru verificarea legalității. Acum să citim anexa la dispoziție cu proiectele pe ordinea de zi. 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților în Consiliul de Administrație a Școlii Gimnaziale numărul 1 Negovești, comuna Ștefan cel Mare de Tubacău. 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului al Comunei Ștefan cel Mare pe trimestrul 3. Și 3 diverse. Și țin să vă anunț că în această ediție este și invitată, este invitată și doamna director de la școala gimnazială numărul 1 pentru a ne spune cum este pregătită începerea noului an școlar 2019-2020. Și aș propune să începem cu această propunere. Și vă rog să votați și ordinea de zi. Da, care este pentru? Videoproiectoare în toate sălile de clasă pentru a putea să desfășurăm un nivel de învățământ așa cum se cere astăzi la standardele românești și europene, bineînțeles. În același timp, la școala primară Butinaș s-a făcut dezinsecție, dezinfecție, s-a pregătit pentru igienizare și s-a realizat igienizarea. Sălile de clasă de acolo au fost reabilitate prin construirea a două sobe. În vara aceasta, ca încălzirea se realizează cu sobe. Și în ceea ce privește încălzirea, toate clasele au sobe refăcute, cu coșurile curățate, deci pregătite pentru sezonul rece. A fost achiziționat și materialul lemnos necesar încălzirii pe perioada rece. La cele două grădinițe, grădinița Rădeana și grădinița Vișoara numărul 2, s-au igienizat, deratizat, s-a pregătit tot ce înseamnă desfășurarea procesului de învățământ.
ce investițiile care le așteptăm cu mare dorință este grădinița care aproape 100% noua grădiniță încheiate lucrările la ea și sperăm să intrăm cu copiii cât mai repede acolo. Iar în ceea ce privește personalul didactic, la Butinaș avem personal didactic calificat, că acolo au existat o evoluție așa mai, adică nu a existat stabilitate, dar au venit titulari începând cu anul acesta și o să fie un proces de învățământ desfășurat exact la locul care trebuie. Și acolo s-au montat două videoproiectoare și sperăm în perioada următoare, în funcție de bugetul pe care îl are școala, să mai putem completa cu încă trei videoproiectoare. Ce mai pot spune este că mulțumesc Consiliului Local pentru susținere, pentru că o parte din bănuții care s-au investit provin și de la, din aprobarea dumneavoastră Consiliul Local și, bineînțeles, conducerii domnului primar și domnului viceprimar pentru susținere. Au fost totdeauna alături de școală și sunteți alături de școală și pentru asta ne dorim ca învățământul să, din Comuna Ștefan cel Mare, să fie la același nivel cu învățământul național. Dar acum vă spun că videoproiectoarele acestea pe care, care s-au montat, într-adevăr, o să fie o noutate și noi nu ne dorim altceva decât părinții să fie mulțumiți, copiii să aibă rezultate foarte bune. Și noi chiar ne-am implicat foarte mult și în partea dezvoltare porții artistice și am participat la diferite concursuri. Avem pe pagina de Facebook a școlii foarte multe imagini cu activitatea desfășurată cu noi și de cadrele didactice ale școlii, care se implică foarte mult. De asemenea, pentru că transportul este realizat de trei microbuze școlare, acestea au fost pe perioada vacanței în atelierele auto și au fost revizuite și pregătite pentru începerea anului școlar și am adoptat, să zicem, anul acesta un program care să fie cât mai aproape de părinți, separând nivelele de învățământ, adică preșcolar vor fi aduși separat de un microbuz, începând cu ora fără un sfert în fiecare zi, iar celelalte nivele de învățământ, primarul este singur oricum dimineața până la ora 12 și apoi gimnazialul de la 12:30. Deci încercăm să ne adaptăm la cerințele părinților, da, și ale copiilor și dacă dumneavoastră, pentru faptul că sunteți consilieri și proveniți din aceste sate, aveți la cunoștință sau puteți să-mi aduceți la cunoștință anumite dorințe, doleanțe ale părinților, eu vă aștept oricând și să veniți să le spuneți, să le discutăm. Noi avem și un consiliu reprezentativ al părinților, ne întâlnim de două ori pe an, ca un fel de lectorat, și discutăm problemele școlii. Este și un responsabil, avem părinți ca reprezentant și în Consiliul de Administrație al școlii, sunt doi reprezentanți ai copiilor din școală, am înțeles. Nu avem transferuri, acum la început de an școlar, copiii, dacă termină clasa a patra, să plece mai la alte școli din oraș. Deci ne păstrăm exact în continuitate și asta înseamnă că părinții sunt mulțumiți și copiii. Și chiar avem copii buni. Anul acesta o să fie în perioada următoare acordate bursele cu fonduri din bugetul local și vrem să acordăm și burse de merit copiilor. Până acum au fost mai ales sociale și medicale. Dar începând de anul acesta vrem să acordăm un stimulent din suma aceasta care este de vreo 1000 acum, 10 și bine, să le acordăm copiilor cu situație școlară foarte bună, stimulente de felul acesta ca să încurajăm performanța. Și participarea la olimpiade. Deci ne gândim să facem cât mai multe și există colaborare, asta e cel mai important lucru cu Consiliul Local și cu reprezentanții conducerii primăriei Ștefan cel Mare. Eu vă mulțumesc
Da. Dacă aveți întrebări, vă rog. Da, mulțumesc. Probabil că v-a scăpat, nu ne-a spus nimic de școala Bogdana, care este în lucru încă. Da, școala Bogdana anul acesta este în lucru, va fi probabil terminată într-o perioadă următoare, da? Și copiii de nivel primar, da, vor fi mutați acolo, la școala Bogdana, da. Eu am fost noi suntem monitorizați de la inspectoratul școlar chiar săptămânal cu privire la aceste lucrări. Chiar și astăzi m-a sunat domnul inspector și m-a întrebat de procentul de stadiu lucrărilor și așteptăm și grădiniță și școala Bogdana. Da, vor fi gata, vor fi recepționat, vor fi introdus în rețeaua școlară. Deci aici îmi trebuie introdusă rețeaua școlară întâi și după aceea de aia n-am zis nimic. Deocamdată ele nu sunt. Am întrebat pentru că și pe noi ne întreabă părinții copiilor. Da. Ei știu, părinții, că e în construcție și așteptau ca să fie. Da. Rețeaua școlară va fi calendaristic, da. Deci la sfârșitul anului calendaristic noi stabilim rețeaua școlară pentru anul următor. Și automat atunci va fi introdusă și grădinița. Sperăm după vacanța de iarnă. Da. Vacanța de iarnă și grădinița și școală. Da. Și chiar dorim să fiți de față și de treaba asta când o să inaugurăm aceste două obiective. Pentru că ați aprobat aceste investiții și să vedeți ce ați aprobat. Am un șef, domnul primar, o șef foarte decisiv, deja de acolo la Bogdana, dacă stau la mai mult la carton, deci muncesc de rumuri, chiar muncesc, acolo să muncesc. Deci să vedem, realizările sunt nașa. Și să știți că aceste investiții se vor vedea în educația copiilor pe mai departe. Exact. Pentru că generațiile care vin din urmă și dacă au educație, totul pornește de la educație. Și noi știm lucrul acesta cu toții. Cu cât un copil este mai educat, are mai multe cunoștințe, cu atât el este un membru de bază al societății. Cu cât este mai lipsit de educație, dar ei sunt foarte atrași de aceste elemente noi. Da. Ca să fii educat, trebuie să ai și poziție, să ai poziție. Da, exact. Da, exact. Da, exact. Da, exact. Și vă mai rog încă ceva. Câteva insistențe. Am două probleme. Ceva cu cadrele, dacă sunt asigurate cadrele pentru toate nivelurile. Noi avem titular pentru nivelul primar și nivel preșcolar. Avem cadre titulare, tinere, care sunt ai școlii de ani de zile, deci nu avem probleme de cadre didactice sub nicio formă. Da. V-am zis, a existat pe nivelul primar, la Cutinaș, o fluctuație mai mare la învățători, dar în rest, la grădinițe, nu sunt probleme. Deci, la grădinița care va fi, vor fi două posturi, două titulare tinere educatoare. Adică nu se pune problema că așa, acum, la nivelul preșcolar am și două pensionare pentru că au fost la Răgeana, la Vișoara și automat tinerii n-au luat în ședințe publice Vișoara, de exemplu, să facă naveta. Dar aici, la Ștefan, avem cadre tinere. Deci vor fi nevoie doar de cadre tinere. Nu vor mai fi nevoie de patru cadre, ci vor fi nevoie doar de două cadre. Asta e diferența. Îmi cer scuze de la colegi că o să mai mă întreb câteva lucruri, dar n-am să mai vorbesc mai târziu după aceea. Când să mă deranjez de asta. Încă un lucru care mă râd că îi mă frământ și cred că pe toată lumea. Spuneți-mi ceva de absenteismul ăsta care eu am impresia sau senzația mea, aș vrea să cred că e senzația mea, că e în creștere. Nu. Ce puteți deci să vă spun? Noi am avut un control minister și inspectorat școlar acum în luna august, joia trecută. Exact pe controlul documentelor școlare și pe partea cu absenteismul. Noi, în ceea ce privește absenteismul, nu avem absenteism mare. Per total, PJ, adică școală cu personalitate juridică, anul trecut avem vreo 2900 de absențe.
nu este un număr de absențe foarte mare. Din aceste absențe există și cele care sunt motivate, dar per total, v-am zis, sunt atâtea. Și unde predomină absențele? În general, populația romă. Dar noi, în cadrul Consiliului de Administrație, am adoptat, potrivit legislației școlare, ca în momentul în care un copil pleacă în străinătate și părintele este obligat să vină la școală, să facă o cerere prin care să ne înștiințeze că își ia copilul să plece în străinătate, noi eliberăm o foaie matricolă, așa cum este normal, ca el să poată înscrie în străinătate la o unitate școlară unde se duce. Și ca atare, din momentul în care părintele face o asemenea declarație, cerere și ne anunță că pleacă, noi nu îi punem copilului respectiv absent în catalog, că avem dovada, scriem, transferat, plecat în străinătate, în țara în care, iar ca număr de, să spunem așa, de copii plecați pe J anul trecut, sunt în jur de 71 de copii. Dar unii au plecat, au venit, s-au reintegrat iarăși în programul de învățământ, pleacă două luni, acum... Dar bănuiesc că tot din partea asta au probleme. Da, numai, deci noi, în ceea ce privește românii, nu avem nicio problemă. Elevi sunt toți, deci eu nu pot să fac diferență. De-aia și vorbi la modul general. Deci există atât anumite sincope, dar noi la nivel de Consiliu de Administrație a Școlii am găsit potrivit legislației școlare acele măsuri care să corespundă legislației și să fim cât se poate de în regulă cu acestea. Și pe abandonul școlar? Nici abandon nu avem, tocmai pentru că la abandonul școlar se pune problema în felul următor. Dacă familia, de exemplu, aici este vorba cu fetele de la Gutinaș. Exact. Dacă tradiția, tot așa, părinții hotărăsc lucrul acesta, acolo unde nu avem de la părinți, de la familie, în științări, colaborăm cu poliția locală, mergem în comunitate și căutăm ca acele fete care sunt în comunitate să vină cât mai mult la școală. Am avut fete rome care au ajuns până în clasa a 7-a. Deci până în clasa a 7-a chiar a fost în generația care a terminat. Însă tradițiile lor stopează acest lucru pe mai departe. Dar noi avem aceste dovezi de la părinți, de la familie și toate sunt realizate conform, înregistrate în registrele școlare, în tot ce înseamnă. Deci în urma acestui control minister, inspectorat școlar, procesul verbal este cât se poate de... adică n-avem niciun lucru negativ care să ne... Noi trecem, exact cum spune legislația, încă 3 ani, copilul până la 18 ani, potrivit rofuicului, până la 18 ani poate să fie înscris în nivel gimnazial. Deci până la 18 ani. Deci noi toate aceste lucruri le știm și le facem conform legii. Da, mulțumesc da? Pentru toate răspunsurile, dar încă un lucru. Tema în discuție, fiind o temă care ține de siguranța națională, pot să-mi permit la asta, pentru că acel copil care începe mâine, poi mâine acela, este cetățeanul de mâine. Da. A tuturor. Păi asta spuneam, că atâta timp cât o să investească în educație, chiar și, să spunem, copilul acela local, poate lipsit acum de internet. Dacă are un videoproiector, are un televizor, poate clasă, la frate altfel și poți să desfășori programul școlar mai atractiv pentru el. Aici încercăm și noi să aducem îmbunătățirile care chiar m-am îmbunătat apropo de proiector și așa mai departe. Ele mai sunt și alte dotări, dar sigur, în limita posibilităților. Da. Avem da. Și de asta spun că toate, având în vedere importanța acestui sistem de învățământ, toate instituțiile statului trebuie și obligator să fim implicați în treaba asta, inclusiv omul personal, fiecare dintre noi, părinte, bunic, străbunic și așa mai departe. Am avut Consiliul Profesoral și exact aceste lucruri le-am precizat și eu colegilor. Așa. Da, mai multă implicare și încercare de a rezolva acele probleme care se mai iubesc și care
Trebuie să le găsim soluția cea mai bună pentru copil și părinte, pentru familie în general. Pentru că, vedeți, la școală, părinți, copii, familie, este indisponibil, nu se poate, nu se poate fără ea. Ori acolo unde nu există, există sigur că vin neplăcerile. Da, de la nivel de școală avem pârghii, consiliul reprezentativ al părinților, consiliul profesoral. Și apropo de instituție, e timpul, e momentul și e și are și merite de toate. Pentru că s-a reușit cu acele spații, vorba de grădiniță și acea spații, ca să îmbunătățim sistemul de învățământ din punct de vedere material. Dacă e asigurată căldura, sigur, infrastructura, veți avea de sobe și așa, e foarte bine. Deci trebuie în continuare, cum spuneam, toate instituțiile să colaboreze pentru treaba asta, pentru că ne privesc pe toți și acum, și mâine, și răsmâine. Da. Mulțumesc tare mult și vă mulțumesc că v-ați avut. Apoi aplauzul pe acolo. Nelic, mai bun. Da. Consiliața Vieșoara, la grădiniță Vieșoara, este un mare pericol pentru copii, datorită începerii de modele școli și e finalizat. S-au demorat părinții din față, stă suspendat cu fericitare. Ieri am văzut acolo băieția aia din oraș de la școală, am văzut acolo. Când eram niște pârni care venecam trecerea acolo și ne-am văzut, băi, luați pârni, nu poate trece copii. Și am fost o facă femeia de serviciu. Și rog, să mai avem și femeia de serviciu. Și chiar atunci, păi, dar o să ridic pârnele astea de mod de acolo. Dar, totuși, trebuie, cred că trebuie finalizat pereții aia măcar cu ei demolat din spate. Copiii să fiți așa acă. Da, Renica, nu înțeles. Înțeles, da. Știu. Da, mulțumim doamnei director pentru prezentarea făcută. Și acum să intrăm în ordinea de zi. După cum bine știți, unitățile de învățământ... Da, unitățile de învățământ preuniversitar sunt conduse de consiliile de administrație, de director și, după caz, și de director adjunct. În cadrul școlii gimnaziale numărul 1, Consiliul de Administrație este format din 9 membri și datorită acestui număr, din acest Consiliu de Administrație trebuie să facă parte un reprezentant al primarului și doi reprezentanți ai Consiliului Local. Am inițiat un proiect de hotărâre prin care am nominalizat din partea primarului pe domnul Hazabaru Radu George și am propus din partea Consiliului Local pe domnul Răileanu Ioan și botezatul Iordache Cătălin. Urmează ca dumneavoastră să discutați, să puneți aprobării Consiliului Local. Ați orientat bine și sperăm că sunt făcute bune. Nu s-a probleme. Nu știu la vă, pentru punctul 2, cu rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli de trimestrul 3 anului 2019, o să dau cuvântul doamnei contabile. Aveți cuvânt. Mulțumesc. Rectificarea este scurtă. Deci, instituția de funcționare din ordonanța 2 din 12 august este o prepartizat 16 de lei de utilitate
și îi repartizez 18.000 la administrația publică, la capitolul 51, pentru bunuri și servicii, la capitolul 61, la ordine publică și siguranță națională, 7.000 de lei și la iluminatul public, 15.000, tocmai pentru când sunt necesar pentru a achita restul de facturi care le avem la plată. Iar la secțiunea de dezvoltare au venit de la Ministerul Dezvoltării bani pentru cele două investiții care știți că sunt în desfășurare. Pentru școala de la Bogdana 212,35 lei, iar pentru Căruși și Bodeți 114,76 lei. Știți că noi trimitem solicitările la Minister, în funcție cum intră banii în cont, rectificăm bugetul ca să putem achita facturile către constructori, cu modificarea listei de investiții, cu sumele respective pe investițiile care vi le-am spus. Asta este rectificarea de astăzi. Da, dacă aveți întrebări. Supunem la vot. Cine-i fiat rog? Potriva, abținere? Divers. 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 Da. Aveți să vă rog. Domnul Vicea, volea că ne treabă. Dar tot timpul de au fost pe drumul Cârpoverea pe la biserică, tot ea ceva la stat de acolo. Dar ne-a criticat și se poate, dar nu, încercăm noi să mai după rândul. Vină persoana cu ei și nu puteai să fie parte. Dar, domnul primar, vedeți că dacă la textul sunt acolo, da, da. Nu, n-ar fi mult. Să mai... Da, da, bun. Să mai găsim o neagă de acolo și problema e, domnul primar, casa aia care e particulară, ce se întâmplă acolo? E jale. Și acolo nu îi putem băga chiar dacă e particulară, față în față cu Isaica. Ați văzut ce e acolo? Da, e arată ură pentru biserică, nu pentru... Nu, acum, lasă, nu-mi dau la mișto pe funcția. Nu, dacă... Ce să aibă? N-are pe nimeni. Ai fost bani de la licitație? Știu. Luat o bancă, a fost bani de la licitație. Știți ce se întâmplă? Salcâmea ea s-a ridicat, o să avem probleme la ea. La limit, la asta, la lumină. Deci mai trebuie la licitat. S-a intrat pe partea de lumină, dar s-a intrat pe puțin. Și poșia de... Da, nu se poate. Da? Nu-i mare, nimeni. Da, nu, sigur. Vă mulțumesc. Urmează să se duce. În calitate de consilier, de dumneavoastră, vă să solicitați niște membri la 416 și o să vă ocupați chestia asta. Da, mă, dar ce probleme, merg eu! La jumătate, e nimeni de altfel la școală, la Vișoară. Nu, eu am zis pe drum, nu altceva, că așa sunt multe de făcut la mine acolo, de acum, adică sunt din funcția respectivă, dar asta e... Nu e chema mea. Asta în afară de ședință, domnul primar, aseară am avut... E prima... Să se închidă biepul. Să stângă biepul, după aia, în afară ședință. În afară ședință. Dacă mai avem ceva. Domnul primar, ce mai știm de gaze? Gazul în cameră, domnul. Eu ce lucrează la studii de fezabilitate, dar sunt ca sceptic. Acum vedeți situația din țară. PNL-ul susține abrogarea ordonanței 114 și în ordonanța 114 sunt prinse aceste investiții. Și gazele, și drumuri, și alimentări cu apă, canalizare, școli. Acum, nu știm cât să mai menține guvernul actual. Fie guvernul, o să punem moțiuni de cenzură săptămâna viitoare. Fie guvernul, vine alt guvern și dacă abrogă ordonanța 114, vă dați seama că pică toate cele investiții despre care am vorbit noi. Și noi avem deja, conform ordonanței 14, avem SF-ul depus pentru modernizarea drumurilor și a uliților din comună la Ministerul Dezvoltării, nu la Ministerul Dezvoltării, e
de la CNSF, Consiliul Național de Statistică și Prognoză. Dar e în cadrul Ministerului, în cadrul Guvernului, acest Consiliu Național. Și am și plătit o parte din studiul de fezabilitate. Pică ordonanța 114, pică aceste investiții. Dacă pică toată sau poate nu pică puncte de asta. N-au specificat cei din opoziție, PNL-ul, de exemplu, nu au spus că abrogarea ordonanța 114, nu anumite puncte. Așteptăm. Ai greu să o abrogi pe toată, pentru că are și părți. Ia și păi bun, sunt că multe dintre ele au provocat efecte deja, cu creșterea salariilor. Da, da. Aia e ca să nu spui un pic, mai scoată articole, să vadă ce e bun, ce nu-i bun, dar am rog, tot și gata. O să facă și eu. Asta ce crezi că ei nu poate să zice arătă, ce-i bun, știi rău. Normal. Hai. Hai să discutim. Nu doar ce mi-ți-a închis.